atât. Ave Porolisum, ave cetățenii acestui oraș, bine v-am găsit la cea de-a treia ediție a Porolisum Fest, eveniment organizat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, în colaborare cu administrația Fondului Național Cultural. Un eveniment inedit de reconstituire istorică, iată, primele surprize pregătite de public deja se apropie de scenă. Nu lipsesc nici luptele, atelierele de modelaj cu lupte pentru copii, demonstrații, tir cu arcul pentru copii, tir pentru adulți, evident pentru cei mai curajoși care cred că vor avea șanse foarte mari de a câștiga. Nu va lipsi nici aruncarea cu lancia pentru copii, de asemenea foarte interesante momente. Vor fi de asemenea momente de reconstituire istorică, vor veni și gladiatori, totul pentru a vă bine dispune și vă simți cât mai bine aici. Să sperăm că și vremea va ține cu noi pentru a marca 1925 de ani de la primele confruntări daci versus romani. Vom vedea cine va câștiga astăzi, eu cred că toată lumea va ieși învingătoare. Vă reamintesc sponsorii acestui eveniment, sponsor oficial OMV Petrom, sponsor principal Banat Arheosave SRL și sponsor direct Target, organizatorul Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, în parteneriat cu administrația Fondului Național Cultural. Gladiatorii care ne încântă de fiecare dată când vin aici au salutat împăratul, îl avem și pe patronul școlii de gladiatori. Legiunea 5-a Gemina. Ascultă clina. Militez. Radio stringere. Radio. Da onorul împăratului. Împăratul saluta. Militez. Ave. Militez. Ave. Militez. Ave. Militez. Ave. Radio ricondere. Radio. Militez. Ar Radio clina. Se anunță un război crâncen. Soldații sunt foarte bine pregătiți. Gata de război. Legiunea 13 a Gemina. Romanii sunt gata de luptă. Milites, Legio Terția Decima, salute! Ave! Imperator! Ave! Imperator! Ave! Imperator! Gradium Reconde! Legiunea tocmai a salutat împăratul. Ad gradium Crina! Signo secute ad scutum torna! Move! Cred că romanii merită aplauzele dumneavoastră. Cohort 3 Campestris, Porolisum, în aplauzele dumneavoastră.
reprezentanța ai micii muzeului, evident de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, instituție care organizează de fiecare dată momente deosebite de reconstituire istorică aici la Castru Roman Porolisum. Cors consiste! Cors a sinistra! Cors preparati! Gladius! Postețe capestri scivium romanorum salute imperator Domitian! Ave! Imperator! Ave! Imperator! Ave! Imperator! Cors Gladius! Împăratul tocmai a fost salutat de acești nemiloși războinici romani. Cors preparati! Gata de luptă? Cors ad extra! Cors procedite! Sin, dex, sin, dex! Cors ad sinistra! Observați cât de bine sunt pregătiți? Ad sinistra! Uniforme impecabile. Nu știu cât de bine se simt în ele pe căldura asta. Oricum, imaginea este una minunată. Undeva pe aproape izărești și pe daci, gata și ei de luptă. Vă salut, arcașii lupii din pustă. Tocmai și-au pregătit arcurile și săgețile, gata să omoare câțiva romani. Sau nu știu, probabil daci, vom vedea. Să bag în față. Domnul, mai suntem și noi pe aici. Dacica Eterna tocmai v-a salutat. Iar niște războinici de-a dreptul impresionanți, gata de luptă. Foarte fioroși, zic eu. Dacei tocmai își fac apariția pe câmpul de luptă și au scuțit săbile, au scuturile pregătite, simbolul luptei, gata și el. Cred că a fost încheiat deja un armistițiu între dacii și romani, că văd că dacii se pregătesc să-l salute pe împărat. Barbaria!
tocmai cred că anunță un război crâncen în fața romanilor. Publicul, ce vrea publicul? Luptă sau armistițiu între dași și romani? Sunt foarte curios. Da, cred că vrea luptă publicul, e foarte bine. Colegii noștri de la muzeu își propun de fiecare dată să vă arate lucruri noi. Porolisul este pentru arheologi o mare provocare, pentru publicul larg, un loc în care poate vedea reconstituirea unor momente, a unor lucruri care au fost aici în urmă cu atâta vreme. Muzeul nu este locul în care se învață istoria, e locul în care se reamintește istoria și de aceea evenimentele care sunt aici nu respectă neapărat cu fidelitate anumite chestiuni care pentru specialiști ar putea însemna o expertiză care publicului larg îi lipsește. De aceea vreau să-i felicit pe colegii noștri de la muzeu că și în acest an au reușit să provoace și să aducă aici un public mai numeros care o să poată să vadă și o confruntare militară, să vadă și alte lucruri interesante. Încercăm în fiecare an să aducem ceva nou. Dacă nimic imprevizibil nu se va întâmpla, poate într-un an de zile iubitorii istoriei și nu numai a istoriei, ci cei care doresc să știe mai mult despre Porolisul și despre perioada de glorie acestor locuri, vor putea vedea un lucru mai inedit, un lucru spectaculos din punct de vedere tehnic și în timp, dacă totul va fi așa cum ne-am propus, să reușim să reconstituim în mărime naturală obiective care au fost aici sau în alte locuri ale Imperiului Roman. Cred că pentru efortul pe care l-au făcut, pentru efortul pe care îl fac toți cei care sunt astăzi prezenți aici, merită aprecieri. Hai să-i felicităm și să le urăm tuturor o zi în care să vă simțiți cu toții confortabil. Mulțumesc! Îi mulțumim domnului președinte al Consiliului Județean Sălaj, domnul Tiberiu Marc. E bine, doamnelor și domnilor, o invităm acum alături de noi pe doamna Corina Bejinariu, directorul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău, pentru a vă spune de asemenea câteva cuvinte despre acest eveniment. Vă spun bună ziua și bine ați venit la Porolisul. Este o zi frumoasă, o zi făcută parcă pentru un asemenea eveniment într-un loc atât de special, cum este Complexul Arheologic Porolisul. Încercăm să vă oferim și la această ediție a Festivalului Porolisul Fest 2013, organizat în cadrul unui proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Încercăm să vă oferim, așa cum vă spuneam, un program complex, spunem noi, și care este structurat și pe o zonă de diversitate, încercând să atingem toate categoriile de public care ar putea fi interesate de ceea ce se întâmplă la Porolisul. Sigur că evenimentul este centrat pe ceea ce înseamnă reconstituirea istorică și sigur că scopul proiectului este acela de a promova Porolisul în diferite forme. Noi suntem specialiști în promovarea, în cercetarea și promovarea lui din perspectivă științifică, dar încercăm, desigur, să ajungem către public
și cu alte formule de punere în valoare a patrimoniului pe care îl deținem. Aș vrea să mulțumesc în primul rând celor care astăzi vor prezenta programele pe care le-au pregătit, respectiv demonstrațiile, trupele de reconstituire istorică ce vor face astăzi demonstrații în fața dumneavoastră. Nu e ușor, e un efort destul de impresionant să ne adunăm în număr atât de mare și să încercăm să vă oferim un program interesant, sigur, toate evoluțiile inspirate după ceea ce adevărul istoric și istoria atestă. Sigur, aș vrea să mulțumesc și Consiliul Județean Sălaj pentru interesul pe care îl manifestă în mod constant pentru tot ceea ce înseamnă punerea în valoare a complexului arheologic Porolisum. Este important că asumăm împreună acest obiectiv de a ne promova tot ceea ce ține de patrimoniul istoric și cultural în județul Sălaj. Și sigur, aș vrea să mulțumesc și sponsorilor noștri, OMV Petrom, Banat Arheosave, SECE Banat Arheosave, Direct Target, partenerilor media, pe care de fapt i-ați mai auzit, enumerat și o să-i puteți auzi pe parcursul evenimentelor. Sper să petreceți o zi frumoasă alături de noi, sub sloganul pe care noi îl propunem în fiecare an, Retrăiește istoria alături de noi, și speranța noastră a celor de la muzeu, poate cea mai mare speranță, este aceea că împreună vom învăța să iubim, să respectăm valorile de patrimoniu, să le păstrăm, să avem grijă de ele pentru a putea transmite mai departe, pentru că tot ceea ce vedeți dumneavoastră aici este identitatea noastră. Vă doresc o zi frumoasă alături de noi! V-aș propune un moment de reculegere pentru un foarte bun prieten de-al nostru, de la trupa Lupii Pustei, care a dispărut prematur dintre noi în urma unui accident stupid de mașină. Și pentru că este un obicei în astfel de situații, o să vedeți ce înseamnă acel moment de reculegere, cum de fapt se procedează de către trupe de reconstituire istorică și cum se va se proceda și înainte. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc că acum urmează momentul de reculegere. Domitian este proclamat împărat în 13 septembrie 81 după Hristos. Este fiul al lui Vespasian și al Domitiliei, frate cu Titus, și schimbă politica pe care împărații romani o duceau până atunci, cei din dinastia Flavilor. Sprijinindu-se pe armată și pe garda pretoriană, personalitatea orgolioasă și violentă își revendică titlul de Dominus et Deus, adică stăpân și zeu, și se proclamă în 85 censor perpetuus, adică censor pe viață, fapt care îl face să intre în conflict cu aristocrația romană. Din urma acestor conflicte o să decurgă toată cariera lui și o să fie afectată de aceste decizii pe care le ia. În 83 luptă împotriva tribului germanic al Chiatilor și este victorios și adoptă titlul de Germanicus. După o astfel de luptă, în cazul în care reușea să omoare mai mult de 5.000 de luptători, primea titlul de Germanicus sau Dacicus sau Particus, depinde de triburile pe care reușea să le învingă. Domitian este Germanicus. O invazie a dacilor și aliaților lor în Mesia este soldată cu moartea unui guvernator, ceea ce îl obligă în anul 86 să intervină personal la frontul de pe Dunăre. Deci Domitian își lasă trupele
vine de la Roma, se adună aici la Stio, la Dunăre, să înfrângă această rebeliune. Mercia, în urma acestor lupte, este împărțită în două provincii. Mercia Inferior, în a cărui componență intră și Dobrogea, pe care știm că astăzi face parte din România, și în Mercia Superior, pe teritoriul Bulgariei de astăzi și al Iugoslaviei dinainte de 89. Campania inițiată în 87, nordul Dunării împotriva lui Decebal, se încheie cu o înfrângere. Iar în 88, ofensiva romană marchează o victorie la Tape și duce la încheierea unei plăci de compromis între Roma și Dacia. Acesta este momentul care va fi recreat astăzi de către trupele de Rinator, va fi refăcut în fața porții, mai târziu, după amiază. În 18 septembrie 96, Domitian este cade victimă unei conjurații la palat, organizată de către tocmai de comandantul gărzii palatului pe care se baza Domitian și de către soția sa, Domitia Longina. Astfel se încheie o carieră destul de tumultoasă, care a ținut între 81 și 96, deci 15 ani de domnie în care Domitian a încercat să schimbe regulile Imperiului. Să le aplaudăm pe nimfe și să urmărim în continuare momentele care vor urma.